În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioasă Maică Stareță, preacuvioasă Părinte Anastase, iubiți cinstiți părinți, iubiți credincioși, iată ne-a binecuvântat Bunul Dumnezeu astăzi, în această duminică, la odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului, când s-a cântat ultima zi cântări din slujba Adormirii Maicii Domnului, să fim aici sub acoperământul Maicii Domnului la Mănăstirea Florești. Întâlnirea este și a fost cum nu poate fi mai bine cuvântată și mai sfântă, pentru că a fost aici, în acest altar de vară, în mijlocul naturii, în care oarecum a participat cu noi împreună și natura la Sfânta Liturghie, pentru că există o liturghie cosmică, adică toată creația lui Dumnezeu îi face lui Dumnezeu liturghie. Și firul de iarbă, și pomul florit, și muntele, și marea, toate îi cântă lui Dumnezeu în cântul lor, fiecare. Omul trebuie doar să se ascute urechea și să audă acest cânt și să intre în armonie cu ceea ce a creat Dumnezeu și atunci armonia lui Dumnezeu și slava lui este deplină. Și ceea ce numim noi Sfânta Liturghie, de fapt, în realitate, liturghie euharistică, pentru că liturghie este orice face omul. Dacă ești liniștit, ai bucurie în suflet, poți da Duhul Sfânt în suflet, poți să-L ai tot timpul, oricine ai fi, orice ai lucra. Și să vii la liturghie euharistică duminica sau o dată pe lună, sau când poți. Deci, harul poți să-l păstrezi în orice condiții. Poți să fii măturător de stradă și să ai harul mai mult decât orice preot din România. Că e starea sufletească, legătura cu Dumnezeu. Dumnezeu e pretutindeni. Poți să ai... Dar liturghia euharistică ne învață tocmai aceste lucruri, ce vă spun eu, de a păstra harul oriunde ai fi. Și sunt sfinți bucătari, sunt sfinți grădinari, orice care nu au fost la biserică. Și sfinți. Deci poți să fii sfânt în orice condiție a fi. Și acum, că tot am vorbit de Sfânta Liturghie, dacă mai sunteți de împărtășit, poate că ați observat, am văzut că majoritatea dumneavoastră s-au dus, împărtășanie să facem Sfânta Biserică, acolo împărtășesc părințe. Și împărtășanie, să știți, este lucru fundamental în Sfânta Liturghie, că noi de aceea venim la liturghie, la liturghie euharistică, ca să ne împărtășim. Adică împărtășania la liturghie are 8 trepte. Nu vi le spun acum, dar este și treaptă vizuală, auditivă, prin simțuri, așa mai departe, prin minte, prin inimă. A 8-a este împărtășirea reală cu trupul și sângele Fiului lui Dumnezeu. Și dacă nu veți mânca trupul meu, nu veți bea sângele meu, nu veți avea viață în voi. Deci viața adevărată, râvna aceasta, posibilitatea de a fi sfânt șofer de taxi. Poți să fii șofer de taxi cel mai sfânt om din Europa. Poți să fii orice. Posibilitatea aceasta nu o faci decât împărtășindu-te. Îl iei pe Hristos în tine și după aceea îl păstrezi. Ești ca un potir care umblă prin lume și face ce-i nevoie. Dar tu ești ca un potir care îl poartă pe Hristos. Acesta e lucru fundamental. Împărtășanie, adică venirea la liturghie doar ca la un spectacol, dar fără împărtășire, nu e un lucru binecuvântat. E un lucru foarte... care a rămas dat din epoca neștiinței, că tovarășii care au fost vreo 100 și ceva de ani la Revoluția Rusească și, practic, de la Revoluția Franceză au început, au încercat cumva să-L marginalizeze pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu face și margine, că El e centru prin excelență. El ori în centru, ori totul și te împărtășești, El e inima ta și mijlocul tău și mintea ta, sufletul tău, ori nu. Că asta e o înșelare, cumva, să-L pui pe Dumnezeu mai la margine, să te împărtășești mai puțin din El. Și tovarășii așa au zis, zice, 15% la Paște, la Crăciun vă împărtășiți. Și asta e un lucru rău. Am avut acolo la Deva, de 8 ani de când sunt, o luptă teribilă, dar suntem vreo 3-4 preoți care stăm în biserică zi și noapte, aproape, 12-14 ore pe zi. Și la ce punu să cu mine ca nimeni? Nu știau, la Paște, la Crăciun veneau. Acum avem vreo 700 aproape care se împărtășesc duminical. Cu copii, cu tot, să zicem, dar vreo 500, că i-am învățat așa, săptămânal, spovedanie, măcar la 2-3 săptămâni, și să împărtășească. Adică să vii la liturghie, să te și împărtășești. Că zicea un părinte, zice, că nu te duci la un ospăț, zice, și să nu guși nimic. Stai și asculți muzica, asculți
ce spune starostele și tu nu guși nimic. Păi ăsta e rostul, ăsta e gustarea. Împărtășania cu trupul și sângele Domnului Hristos. Dacă nu intră Domnul Hristos în noi, nu se poate manifesta ca tu să-L ai pe Hristos tot timpul în tine și să fii bucuros cu El. Da. Deci, acesta e scopul Sfintei Liturghii. Acum să vă spun câteva cuvinte despre textul Evangheliei de astăzi, care este într-adevăr un text fenomenal, de o învățătură rară. Deci, numai cu textul acesta, dacă l-am păstrat, din toate duminicile peste ani, din 56 de duminici, ne-am mântuit. Ne-am putea mântui. Și o să vedeți de ce. Dacă vă amintiți, vă rog să vă reamintiți textul, Domnul Hristos spune că împărăția cerurilor, împărăția aceea cerurilor, care o dorim noi și în care trăim de aici, de pe pământ, fericiți, dar o vrem de plin, că vrem să mergem în ea, spune că se aseamănă cu. Cu ce se aseamănă? Cu un împărat, împăratul sigur e Dumnezeu, acum înțelegem și noi, care se judecă cu slugile sale. Slugile cine? Păi noi oameni, toți suntem slugile lui, că fiul după fire e numai unul. Fiul Tatălui, Iisus Hristos. Și noi prin El devenim fii. Dar noi suntem slugi, că suntem creați din pământ și din voia Lui. Și spune, s-a gândit să se socotească cu ei. Și acum când i-a adus, fiecare avea datorii. Datoriile acestea sunt datoriile noastre către Dumnezeu. Toți avem datorii. Păi cine a făcut voia lui Dumnezeu 100%? Și că unul la un miliard, unul la o generație, nu știu dacă reușește să facă cât de cât voia lui Dumnezeu, dar 100% nu o face nimeni. Maica Domnului a fost doar fără păcat. Ia, Domnul Hristos. Toți avem datorii la Dumnezeu, mai multe sau mai mici, puține, mai mari sau mai mici. Și că i-a dus unul dator rău, cu datorie mare, ce 10.000 de talanți. E o datorie enormă. Adică, un talent, să știți, are 260 de kg de aur. Acum faceți un calcul. 10.000 ori 260 de kg, deci 260.000 de kg de aur. Datorie. Cât or fi fost? Câteva milioane sau miliarde de dolari. Ei, avea această datorie. Și i-a spus, păi ce faci cu datoria asta? Ce te vând pe tine, pe soția ta și pe copiii tăi. Te dau... Adică, oarecum pentru păcatele lui omul, nu numai el și-a pierdut sufletul, ci tot neamul lui. Asta e marele problemă. Marele păcate, marea trăire fără Dumnezeu, dăunează și că până al 7-lea neam, sau până al 5-lea neam, copii, un părinte care nu s-a rugat nume la biserică, o mai și băut, o mai înjurat, o avut patini, va dăuna genetic la neamul lui 5-6 generații. Iată, zice, cu tot neamul lui a fost trimis la timp. Și atunci el zice, în ultima clipă, că asta e un lucru de ținut minte, adică cu cine avem de-a face, cine e împăratul? În ultima clipă a căzut în genunchi și a zis, Doamne, iartă-mă, te rog, iartă-mă, că asta e, numai să te rog să mă ies, că n-am posibilitate să-ți plătesc nici dacă vând tot neamul meu, n-am cum, nici cum. Și dacă mergea după aceea la închisoare, acolo era numai o pedeapsă de ispășire, dar n-avea niciodată ce să vândă în închisoare ca să-i mai dea înapoi. Nu mai putea niciodată. Omul nu poate vinde nimic să-i dea ceva lui Dumnezeu să-și răscumpere suflet. Și atunci a căzut în genunchi. Și stăpânul bun, ca să vedeți cu cine avem de-a face, a zis, gata, te iert, pentru că m-ai rugat, iert. Și pe tine, și pe soție, și pe copii, și pe nepoți, și pe strănepoți, vă iert pe toți. Tot neamul tău e mântuit. Ca și la tâlharul de-a dreapta. În ultima clipă. Toată viața o fugit, o furat, o ucis, o siluit și a zis, iartă-mă atunci, pe moment, eu vin și la bun. Astăzi vei fi cu mine rai, primul. Ăsta e Dumnezeu. Deci ăsta e Dumnezeu nostru. Dar vă rog să băgați de seamă că Dumnezeu nostru e tot bun și iartă tot. Dar nu iartă un singur lucru, o să vedeți. De regulă, toți mari exegeți, toți mari predicatori la duminica de astăzi vorbesc despre dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu e și drept. Noi îl vrem bun, iertător. Iartă pe cine își cere iertare. Dacă nu își cere iertare, nu te iartă. Adică dacă n-ai tendința, lacrimi, umilință, bun, n-am putut face fapte bune, da? Mă căiesc, mă umilesc. Dacă nu-ți pare rău, nu te iartă. De la sine nu se iartă, că așa s-ar mântui tot. Nu se iartă de la sine. Să știți, asta e o mare amăgire venită, care Satan o face prin mii de religii, care zic, dar de ce să te căiești? Numai în creștinism
Numai în ortodoxie există termenul pocăință, care înseamnă schimbare, transformare, schimbarea minții, schimbarea percepției, a modalității de a gândi, de a trăi. Deci dacă nu te pocăiești, nu te lași de păcate, nu te lași de păcate care sunt în lumea aceasta, e plină numai de păcate. Nu te lași, nu te mântuiește Dumnezeu. E bun, te iartă, te primește, ce dorește. Dar nu te mântuiește, să știți. Adică să nu crezi că dacă eu nu mă schimb, adică și n-am o hotărâre ăsta și trăiesc în continuare, concubina sau câte păcate sunt astea curente în lumea aceasta, fac avortul sau nu nasc copii. Majoritate, vedeți, au fost 20 de milioane de avorturi anul ăsta până acum. Asta e marea crimă, nu ce vorbim noi, gripe sau paragripe. Asta, omorând 20 de milioane de copii într-o jumătate de an. Ființa noastră, primul nevinovat. Apoi cât să n-au copii. Toate lucrurile acestea sunt păcatele capitale, criminale. Vă spun, sunt oameni care poartă, femei care poartă crima în ele, când nu nasc copii, pun aparate, pun tot felul de lucruri, sterilețe, nu știu câte, ca să nasc. Astea sunt crimele. Ei, dacă astea nu le îndrepți, să știți că Dumnezeu nu te mântuiește. N-are cum. Că El e bun, te dorește, dar trebuie să faci tu pasul. Și aici arată, vedeți, acest lucru care se petrece, omul acesta îl iartă. E un lucru înfricoșător. Când a căzut în genunchi, a zis, Doamne, iartă. Mai venit și zice, Doamne, eu câte am făcut? Iartă-mă, am 5 avorturi, am făcut nu știu câte rele. Și pentru 5 avorturi, care sunt 5 crime, poate ai face 30 de ani de pușcărie. Și vii la altar și zici, Doamne, iartă-mă. Și te iartă Dumnezeu prin preotul duhovnic. Dar tu te duci și nu poți ierta după aceea pe cineva. În lume, te supără cineva și nu poți ierta. În momentul acela, totul ți-a revenit asupra ta. Totul. Dumnezeu nu te poate ierta. Și vedeți, de aceea se spune că aceasta e Evanghelia dreptății. Dar Dumnezeu se arată marea lui milă, marea lui dragoste. Dar, iată că omul merge și când celălalt îi datora 100 de dinari. 100 de dinari e cam 100 de dolari. În raport cu 260 de tone de aur. Adică nu știu câte miliarde, să zicem, de... Deci foarte mic ce-i dă... Și nu l-a iertat, zice, îl bag la pușcărie să-mi dă datoria. Deci, vedeți, ăsta... Și atunci omul, dacă nu se îndreaptă, adică nu realizează și dreptatea, își taie singur oxigenul mântuirii, își taie singur conducta de legătură cu Dumnezeu și rămâne în afara împărăției. Este ceva foarte, foarte dureros. Deci, iată un lucru pe care trebuie să-l învățăm. De exemplu, în mănăstiri, încă se mai practică, fondul general în care se trăiește, în familie, în mănăstire mai ales, și în lume, este dragostea. Trăim în dragoste, să ne iertăm, să ne iubim. Dar când greșește unul, greșește, îl ies, sigur. Dar îl ies dacă își cere iertare. A greșit, vine părinții, stareți blagosloviți, iertați-mă, am greșit. Și sigur că îl iartă, nu se pune problema. Părintele iartă înainte de a-și cere copilul iertare. Am greșit, maică stareță, blagosloviți și mă iertați. Și te iartă, că maica iartă înainte de a-ți cere iertare, dar trebuie și tu să-ți ceri iertare. Vă rog să țineți minte această nuanță. Deci, în creștinism nu există iertare fără îndreptare, fără să-ți ceri iertare. Și apoi, un lucru iar extraordinar, dreptatea aceasta are trei trepte, trei etape. Primul este să nu faci rău, că degeaba vii și faci milostenie și dai 10.000 de euro la Mănăstirea Florești sau la Nicula sau 15.000 de euro sau nu știu ce, dar tu în afacerile tale nedreptățești pe unul, pe altul, nu ești drept, nu ești cinstit. Adică nu-i ban sfânt, curat. Acela nu are nicio valoare, să știți. Te osândești și pe tine și, din păcate, și în mănăstiri de multe ori să primești bani oricum și te trezești că nu sporește nimic. Că nu-i banul ăla sfințit cu sudoare, cu muncă. Și nu merge treaba. Pentru că totul trebuie să fie adevăr și dreptate. Dragoste, armonia, nu poate fi numai unii adevăr și dreptate. Și de aceea, cel puțin noi, mănăstiri, asta, trebuie să ținem la lucrul acesta.
Adică poate să vină ceva cu un milion de euro, dar eu văd cum îi câștigă. Du-te, dă-i la sărat, să sărați pe dumneavoastră să-ți vină duh de pocăință. Și după aceea mai stăm de vorbă. Când ai deja un duh de pocăință și ai ceva sfânt, atunci vii și dai la biserică. Nu dai așa numai orice ban nedreptățit sau nu știu cum. Pentru că s-ar putea acasă, dacă citiți în viețile sfinților, când stareți adevărați, sfinți, a venit cineva și a dus o rând de vasă de aur cu diamante, nu știu cât de scumpe, așa cum azi. 150.000 de euro. Le-a dus și ce starețul le-a privit și a văzut ceva necurat în ele cu Duhul. Și a zis, cine a dus sfintele vasele astea? Păi le-a donat, nu știu cu tare. A, dar era cu cineva cu tare care avea casă de păcat și făcea bani acolo. Nu știu ce. Păi a zis, urgent să dispare din mănăstirea noastră. Nu avem nevoie de așa ceva. Adică nu orice și nu oricum. Se spune despre Sfântul Pimen. Asta e prima treaptă a dreptării. Să dai la fiecare locul lui. Să nu primești, mai bine rămânești 40 de zile, dar nu primi o frunză dacă nu o meriți. Nu primi. Nu primi milă gratuită. Milă fără îndreptare. Nu primim, nu avem nevoie. Mai bine murim de foame. Mai bine murim de boală, de orice murim. Oricând suntem gata să murim. Dar nu primim nimic cu nedreptate. Și zice Sfântul Pimen. Au fost 5 frați călugări. Pimen, Anuf, Paulo, mai departe. Și a avut o soră, a rămas în lume. Sora s-a căsătorit, sigur, a avut copii. Copilul ei, cum se întâmplă, copiii de bani gata, uneori a făcut niște boacănă. Și acum l-a închis, trebuie să-l închis. Și mai marele au zis, măi, nepotul lui Cleopa, nepotul lui Pimen. I-a zis, zice, Zila, frate, tu să-mi trimit-o un cuvânt ăsta și îl eliberez. Numai că era nepotul lui Cleopa, că era totuși atunci cu frică de Dumnezeu lumea. Nepotul lui Mare Părinte. Și el a zis, sora dragă, eu nu mă bag. Eu n-am copii, eu nu mă bag. Eu îmi văd de lucrul lui Dumnezeu, pentru aia mă la mănăstire. Și aia a zis, păi nu se poate, uite, copilul meu închis, face pușcărie, nu știu ce. Cum n-ai inimă, cum n-ai milă? Că așa zic ăștia care lucrează în lume, slujesc răului. A, zice, voi trebuie să aveți milă tot timpul față de noi. Așa zice biserica, trebuie să aibă milă față de toți care lucrează. Avem milă, sigur, avem din stat. Dar trebuie să te îndrepti și tu ca să guși mila. Că altfel, dacă tu faci lucrul satanei, nu guși din ea. Și ea s-a răzvrătit. Ca femeia, din dragoste firească, a zis, om cu inimă de aram, om cu inimă de fier, am un singur copil și iată, mi-l omoară, îl condamnă la moarte și tu nu vrei să mă ajut. Și a zis așa, spune așa, așa zis Pimen, dacă îi vinovat, ia cartea, ia pravila, cum se zice atunci, ia codul penal. Și dacă e vinovat de moarte, omoară. Dacă e vinovat de 25 de ani de pușcărie, dă-i 25 de ani de pușcărie. Dacă nu, fă ce vrei. Asta e. Eu altceva nu pot să spun decât legea lui Dumnezeu. Asta e trăirea adevărată. Asta e prima treaptă a dreptății. Numai așa se poate. Altfel nu se poate. Și a făcut așa. Și s-a mirat judecătorul până la urmă eliberat. A zis, da, ăla cu adevărat e omul lui Dumnezeu. Asta este. Dreptatea Domnului rămâne în viață. Deci asta. Sigur, există și o altă treaptă a dreptății. Zice, să faci bine la toți. Adică să faci lucrul ăsta la toți. Ce cu vrednicie, cu dreptate este a te lăuda pe tine. Da, lăudăm pe Dumnezeu. E cu dreptate lucrul ăsta. Nu e ceva că s-am făcut noi mare lucru. E cu dreptate. Să dai milostenie la oricine îți cere, chiar la vrăjmaș. Este un lucru drept. Deci cu dreptate. Și noi trebuie să facem lucrul acesta tot timpul. Și să-l facem, deci cum am spus, prima treaptă este să nu faci rău. A doua este să faci dreptatea bine la oricine. Și a treia este să faci și la vrăjmași, la cei care fac rău, că numai așa îi poți îndrepta. Și o să vedeți Sfântul Siluan, un Agaton din Patericul Egiptean, mare sfânt, care făcea boia lui Dumnezeu. Și să vedeți ce pățește într-o zi. Mergea în oraș, în Alexandria. Era un drum, nu știu, o 25 de kilometri când mai avea să ajungă, el făcea vreo 70 pe jos și găsește un cerșetor. Care era o loc, nu putea merge. Cerșetorul stătea acolo pe o piatră și zicea, unde merea Agaton? Părinți duhovnicești, așa, toți cerșetorii ne cunosc, așa. Și zice, păi mă duc la oraș. Păi zice, ia mă și pe mine cu tine. Dar el era cu coșnițele care le ducea la vândut, își cumpăra pâine cu jumătate de an usca și pe jos. Zice, și cum se duc? El era acest om, era șchiop, era olog.
Și Sfântul Agaton n-a zis că nu te duc. Zice, hai mai încolo, l-a tras undeva și l-a pus pe o piață, de pe piață l-a urcat în spate. Și așa cu coșul și cu el în spate a mers 25 de kilometri. L-a dus în oraș. L-a dus. Acum după ce l-a dus, a stat lângă el acolo, vindea un coș. Uite, ai vândut coșul, $20. Cumpărăm o plăcintă. A mai trecut, o mai vândut coș. Cu cât ai vândut? $10. Cumpărăm în cutare și așa. Și toată ziua l-a făcut, el și-a cheltuit toți banii. Tot ce a vândut, munca lui de pe un an și hrana lui de pe un an, a dat-o într-o zi acestui cercetător. Și Sara i-a zis, acum ia-mă și du-mă înapoi de unde m-ai luat. Și Sfântul Agaton nu s-a supărat. Asta înseamnă să faci bine, cam o dată poți face bine, e două ori. Dar să-l faci constant, să-l faci oricum și oricând, cu orice preț, să-l faci pentru Dumnezeu. Și a făcut așa. L-a luat și l-a lăsat acolo. Când l-a lăsat și l-a pus pe piatră, dintr-o dată s-a făcut nevăzut. Era Îngerul lui Dumnezeu. Îngerul care l-a trimis să-l încerce pe Abba Agaton, să vadă, are cu adevărat dragoste. Că nu e ușor pe unul să duci 50 de kilometri în spate, să-ți ia munca de pe un an, așa, bucată cu bucată și hrana, și după aceea să-ți că du-mă și înapoi, că și cum ți-ar fi făcut un bine. Vedeți? Asta e adevărata dreptate. Asta e a doua treaptă. Și mai este una. Să faci bine celui ce-ți face rău, dacă vrei să-l câștigi. Nu se poate altfel de a câștiga judecându-te, că vin oameni și dau proces, nu știu, și cheltui bani inutil și strâși sufletul tău, strâși altora. Nu. Trebuie să aplici Evanghelia lui Dumnezeu. Fă bine celui ce-ți face rău. Cine-ți ia haină, dă-i și cămașa. Cine-ți cer să mergi un kilometru, mergi doi. Și așa se face. Și atunci ești tot timpul liber sufletește și ești bucuros, ești fericit și așa se lucrează. Există și cu aceasta, o să sfârșesc, tot așa o întâmplare în Patericul Egiptan, acolo la capitole de părinți anonim, să zice, și capitole despre smerenie, despre dragoste și așa mai departe. Se spune acolo, între altele, o întâmplare. Un mare părinte, dintr-un loc, avea un corp de clădiri gol, nu stătea nimeni el. Și a venit un alt părinte din undeva din sudul țării, sute de kilometri, cu ucenicul lui și căuta undeva să se așeze, să se adăstuiască. Și acesta l-a primit, dar cum, dar asta așa și asta goală și a stat vreun an de zi acolo. Iar acum, după ce a stat, ce s-a întâmplat? Fiind amândoi părinți vestiți, oamenii au început să meargă și la părintele străinul. Și încet, încet s-au dus tot mai mult, și așa că s-a făcut că merea sute și mii de oameni la el. Și a intrat invidia și în acești părinți, că invidia luptă și pe sfinți, pe părinți, și e mult mai ascuțită, mult diferența între bâtă și armă nucleară. Ispita care vă luptă pe dumneavoastră și care luptă pe călugări. Deci e o mare diferență. Și săracul luptat de această ispită, a zis, trebuia să scap, l-am ținut un an, doi, de gratis aici, acum mi-a tăs credincioși și mi-a pâinea. Și a spus ucenicului, du-te, spune-i, te-am ținut un an, te-am ținut doi, acum gândește-te să pleci undeva. Și ucenicul s-a dat seama că bătrânul lui îi inispită. Și s-a dus la el și a spus în felul următor, părinte, cum te simți? Ești bine cu sănătatea? Ori ești bine cu viața? Ori cum te simți aici la noi? Nu te-am cercetat de mult? Ori ești bine, sufletește, trupește? Și zice, bine, vă mulțumesc frumos, n-am cuvinte să vă mulțumesc de atâta bine când mi-a spus. Și zice, uite, soare, tare bucuros că ești bine și părintele meu m-a trimis să văd dacă ești cu adevărat bine și tare îngrijorat să fii bine, să te simți bine. Și ea, turnat în suflet harul lui Dumnezeu cu aceste gânduri și cuvinte bune. Și a trecut o săptămână, sigur că s-a dus și bătrânul i-a zice ucenicul, păi nu s-a dus o săptămână, i-ai spus să plece? I-a spus părinte. Păi zice, da, uite că n-a plecat. Păi tu te mai spune odată, măi, dacă nu, ce să facem? S-a dus iară și când s-a dus a doua oară, a cumpărat niște struguri, a cumpărat niște pâine, niște așa bunătăți și a dus și zice, uite, s-a trimis părintele. Zice, așa că are mare dragoste și cândva o să vină și dumnealui, că foarte mult te iubește să stați împreună la o masă, să vă bucurați sufletește din dragoste. Și tot așa de bine a spus. Și a făcut așa sigur, că n-a plecat nici duminica aceasta. Și acum era marți, era miercuri, și zice, bă, ăsta n-are de gând deloc să plece. Bătrânul stăruia în ispita lui, încă lupta ispita. Zice, n-are de gând deloc să plece.
ia du-te joi și spune că dacă până sâmbătă nu pleacă, păi duminică fac executare sedită. Cum să zice. Și s-a dus ucenicul foarte înțelept, el a continuat această lucrare cu înțelepciune, dar stăruitor, nu o dat de două ori, ci până a scos-o la capăt. Și s-a dus și a cumpărat niște pește sâmbătă, cumpărat fructe, legume, și-a pregătit o masă bună și i-a zis, ce, uite, te-am uitat acum sâmbătă, mâine părintele o să vină la dumneata la masă, din multă dragoste care are către dumneata. Și l-a ajutat, zice, dar eu n-am bani să fac o masă, că știi că eu străină, eu n-am nimică, eu o plătesc. Și-a pregătit masa. Și acum a trecut sâmbăta și a așteptat duminica. Și duminica, după liturghie, a zis bătrânul cel liniștit, zice, măi, nu s-a dus nerușinatul. Uite, încă e tot acolo. A luat toiagul și acum, zice, mă duc eu și-l scot. Dacă 2 ani de zile l-am ținut pe gratis, i-am dat de toate și... Și ucenicul o rânduise tot. Se zice, părinte, zice, acum foarte bine că merg să scot, e cu dreptate. Dar zice, lasă-mă să mă duc eu înainte, că cumva după slujbă, poate mai ies pe acolo credincios să nu vadă, zice, doi călugări, zice, cum. Și s-a dus ucenicul înainte și a spus acestui părintelui, care a să-i zice, părintele meu, din multa dragoste care o are către cuvioșea ta, vine să te mângâie. Și el, după ce-i cumpărase masă bună și-i făcuse toate, îi dădeau lacrimi de recunoștință și de dragoste. Și a zice, nu se poate, nu-ți vrednic. Și a pornit înaintea lui, cu toată dragostea și recunoștința, cu lacrimi. Și s-a dus și când era bunieva pe drum, i-a căzut în genunchi și i-a strâns picioarele, l-a sărutat, l-a îmbrățișat. Și a zice, dar nu-ți vrednic, atâta bine mi-ai făcut. Și în momentul acela, când acesta a aplicat această dragoste care o avea și recunoștință, duhul cel rău a ieșit din bătrânul cel ispitit. A ieșit și nu mai știe nici o venit. Și au stat la masă, s-au îmbrățișat, s-au mâncat și s-au veselit și așa trebuie. Și la sfârșit, i-a venit gândul, mă, dar n-am mai făcut nimic din ce și-a plănuit. I-a zis ucenicului, dar ce s-a întâmplat? Nu mai înțeleg nimic. Și zice, tu nu i-ai spus nimic din ce s-am spus eu. Păi, nu i-am spus, părinte, că uite, am văzut că sunt ispit, am văzut că ești ispită și așa, i-am spus de bine. Și așa au rămas prieteni, zice, pentru vecie, într-o mare dragoste. Iată, vedeți, lucrarea lui Dumnezeu, treapta a treia dragoste, adică să faci bine celui ce îți face rău. Deci, dragii mei, vedeți, lucrul acesta îl face Dumnezeu. El ne așteaptă, îl înjură omul 30 de ani, de sute de mii de ori, și îl laudă odată, de două, trei ori. După asta, și Dumnezeu îi primește acea laudă, dacă e inima și zice, gata, uit tot ce a fost, cei 30 de ani de înjurături. Așa e Dumnezeu de bun, așa vrea Dumnezeu. Dar lucrul acesta, Dumnezeu care ne vrea și pe noi să ne asemănăm cu El. Să fim și noi asemenea Lui. Deci să dăm, să fim drepți, să nu ne amestecăm cu nedreptățile pentru interese trecătoare, materiale, nu știu ce, bine pe pământ. Apoi să facem bine constant, nu așa odată de două ori, să facem constant și cu orice preț, ca și Iov, răbdând, și apoi să facem bine celor care ne fac rău. Și făcând așa, atunci o să avem bucuria aceasta că nu-i nimic o sămânță bună semănată care cândva, până la urmă, să nu răsare, să nu încolțească, să nu florească, să nu rodească. Totul, să știți, se întoarce asupra ta. Lucrul acesta, să știți, să-l căutăm. Să faci binele și binele după aceea se întoarce asupra ta. Lucrul acesta, să căutăm, să facem bine și prin aceasta să mulțim binele în lume. Da, să avem aceste gânduri bune de a fi drepți, cinstiți cu noi înșine și buni și iertători cu ceilalți. Și dacă suntem așa, atunci păstrăm dragostea și unitatea sufletească. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru această zi, mulțumesc Maicii Domnului, mulțumesc Maicii Stareță, mulțumesc Părinte Anastase, Părintelui Visarion, deși au trecut de atât aproape 10 ani când am plecat de aici, dar acea trăire frumoasă care am avut-o între 2000-2008, 12 ani, când le-am și spovedit pe Maicii, a rămas în suflet și orice lucru bun am văzut
că raiul omul și-l face. Orice lucru bun, dacă faci și semeni bine și dragoste, așa și găsești. Sigur că asta e marea bucurie, că noi suntem și înconjurați uneori cu aceeași dragoste care o dăruim. Noi nu trebuie să căutăm asta. Noi, cum am spus, noi trebuie să căutăm, în primul rând, să fim drepți față de noi și noi să facem bine orice s-ar întâmpla. Dar, cu ajutorul Domnului, dacă mai și culegem dragostea, iată că este bine. Și acum, mulțumim lui Dumnezeu încă o dată, mulțumesc încă o dată Dumnezeu pentru toate, mulțumim maicilor, părinților și la mulți ani tuturor.